Armata israeliană le-a dat un ultimatum palestinienilor din Gaza. Peste 1 milion de oameni ar trebui să părăsească în grabă jumătatea de nord a fâșiei. În acest timp au loc ample manifestații și chiar confruntări în Orientul Mijlociu. 10.000 de arabi sunt solidari cu fraților din Gaza. La noi, un traficant de droguri a fost încătușat după ce a obligat un elev de liceu din satul mare să-i vândă drogurile în școală. În condițiile în care producția industrială înregistrează un declin sever, tot mai multe companii au un calcul tăieri de salarii și chiar concedieri. Iar singura veste bună este că mâine și poimâine se anunță vreme bună la mare. În jur de 80 de hoteluri din Mamaia și Eforie Nord sunt încă deschise. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. Sunt clipe de groază de o parte și de alta a frontierei dintre Israel și fâșia Gaza. Civilii palestinieni pleacă din partea de nord pe jos sau în camionete după ce armata israeliană le-a dat un ultimatum până la miezul nopții dacă țin la viețile lor. Este imposibil o asemenea mutare în masă și poate duce la un dezastru umanitar, a avertizat ONU. La rândul lor, militanții Hamas au decretat astăzi ziua furiei și le-au cerut musulmanilor din toată lumea să se ridice împotriva Israelului. Peste 1800 de palestinieni, dintre care 500 copii, au murit în bombardamente. Spitalele sunt copleșite. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Those who want to save their life, please go south. We are going to destroy Hamas infrastructures, Hamas headquarters, Hamas military. La miezul nopții, armata israeliană a dat un ultimatum celor peste 1,1 milioane de palestinieni care se află în nordul fâșiei Gaza să se mute în partea de sud a enclavei în următoarele 24 de ore. Ordinul include orașul Gaza și două tabere de refugiați majore. This is the message. The IDF calls for the evacuation of all civilians from Gaza City, from their homes, southwards, for their own safety and protection, and to move to the area south of Wadi Gaza, the river Gaza. Trebuie să vă distanțați de teroriștii Hamas, care vă folosesc drept scuturi umane, au transmis tot militarii israelieni. The United Nations strongly appeals for any such order to be rescinded, avoiding what could transform what is already a tragedy into a calamitous situation. Întrebarea este cum pot fi mutați peste 1 milion de oameni când cad rachete zi și noapte, iar șoselele sunt distruse. Casa acestei copile a fost demolată într-un bombardament, iar familia ei ucisă. Rănită și îngrozită pe o targă de spital, fetița are nevoie de ajutor. The order to evacuate more than 1 million people into the southern Gaza. This is, we have hospitals. In those hospitals there are people who are sick. In intensive care, there are wounded, there are people with disabilities, and I just don't know how the Israelis expect that this should be done. When the roads are all broken, we are shocked, we don't know how to deal, and we appeal to the whole world to stop this madness. Gaza, una dintre cele mai populate bucăți de pământ din lume, devine însă de nelocuit. Deja traiul acolo a ajuns un coșmar. The UN releasing new numbers just about the scale of what's happening in Gaza at the moment. 1,500, more than 1,500 Palestinians dead, among them 500 children, 300,000 people now homeless, 50,000 pregnant women have no access to health care, they're running out of fuel. And so there are very real concerns that this could very quickly spiral completely out of control in terms of the humanitarian situation, if it has not indeed already. هذا الصبي يعني حرام هذا الصبي يتسرع حرام عليهم ايش هذا اللي بصير فينا couple of nights have been the worst couple of nights I've ever lived in my life
And this is not living. This is existing. We're not planning our futures anymore. We're just trying to survive. Armata israeliană afirmă că lovește părți ale imensului labirint secret de tunele folosite de Hamas. Dar bombardamentele tunelurilor subterane înseamnă inevitabil și bombardarea zonelor rezidențiale de deasupra. Palestinienii de rând sunt prinși acum între ultimatumul Israelului, plecați în 24 de ore, și Hamas, care le cere să rămână și să ignore ordinele. Și, mai pretinde Hamas, în ultimele atacuri israeliene ar fi fost uciși 13 ostatici. La يوم القيامة كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فساد. Tot Hamas a făcut apel la manifestații anti-israeliene în toată lumea. Au fost ciocniri cu demonstranții la Ierusalim, unde forțele de securitate israeliene au fost prezente în număr mare. Iar în timpul unui protest violent izbucnit în Cisjordania, câțiva palestinieni au fost uciși de forțele de securitate. Și la frontiera dintre Iordania și Cisjordania, zeci de iordanieni au încercat să forțeze intrarea pe teritoriul palestinian. După șeful diplomației americane, secretarul american al apărării a fost astăzi în Israel și a anunțat că Pentagonul este gata să furnizeze noi ajutoare militare pentru Israel, după ce deja a trimis muniție pentru scutul antirachetă Iron Dome. This is no time for neutrality or for false equivalence. Or for excuses for the inexcusable. There is never any justification for terrorism. And that's especially true after this rampage by Hamas. And anyone who wants lasting peace and security for this region must condemn and isolate Hamas. În continuarea turneului în Orientul Mijlociu, secretarul de stat american Antony Blinken a fost astăzi în Qatar, iar un înalt responsabil american care îl însoțește a declarat că Israelul ar fi de acord cu crearea unor zone securizate pentru palestinieni în interiorul fâșiei Gaza. Statele Unite sunt de asemenea în negocieri cu Israelul și cu Egiptul pentru deschiderea punctului de trecere de la Rafah pentru străinii care vor să părăsească fâșia Gaza, a indicat același responsabil american. La Tel Aviv au fost astăzi și principalii oficiali ai Uniunii Europene, care au fost siliți să se ascundă într-un adăpost împreună cu președintele israelian, când au început să sune sirenele, vestind noi salve de rachete Hamas. Într-un interviu pentru Sky News, lucrurile s-au încins când un fost premier israelian a fost întrebat și despre victimele din rândul civililor din Gaza. No, I understand. We're trying to have a conversation here. Listen, this is my program. This is my show. And I am asking the questions. You're raising your voice. And I've asked you. And we've already stopped, please. Let me finish. What do you want to ask? What is going to be done to make sure that those innocent people don't get killed as innocent Jewish people were killed on Saturday? Well, we're going to target Hamas. And we're telling Hamas that if you use anyone as your human shield, and you're going to shoot at us using human shields, that it's their responsibility. We're fighting Nazis. We don't target them. Now, the world can come and bring them anything they want. If you want to bring them electricity, I'm not going to feed electricity or water to my enemies. Așadar, orele se scurg, iar ultimatumul dat de israelieni se apropie de sfârșit. Peste 1 milion de palestinieni ar trebui să se refugieze în sudul fâșiei și așa suprapopulată, într-o operațiune de evacuare aproape imposibilă. Cosmin Stan ne explică.
Bun găsit! După 7 zile de teroare în care au fugit din casă în casă pentru a se ascunde de bombe, peste 1 milion de palestinieni de aici, din nordul fâșiei Gaza, trebuie să fugă acum în sud, fără să știe exact unde. Israelienii le-au transmis să se refugieze la sud de rezervația naturală Wadi Gaza, dar cei mai mulți nu știu cum vor putea ajunge acolo, pentru că nu se pot deplasa pe jos atâția kilometri într-un timp atât de scurt. Chiar dacă fâșia are doar vreo 41 de kilometri de la nord la sud, oamenii tot ar trebui să parcurgă o distanță apreciabilă. Cei care mai au mașini întregi nu le mai pot folosi pentru că șoselele au fost bombardate. Și, în fine, cu toții se întreabă cum ar putea să ajungă în siguranță aici, în sudul extrem, unde a fost desemnată una dintre zonele umanitare, în condițiile în care bombele cad neîncetat peste tot. Dar despre toată această criză ne vorbește acum profesorul Cristian Pârvulescu, analist politic. Bun găsit, domnule profesor! Cum comentați acest ultimatum? Poate fi el respectat în condițiile menționate până acum? Greu, dar cred că ar putea fi respectat în măsura în care și Hamasul ar fi dispus să accepte acest lucru, dar Hamasul a cerut locuitorilor din orașul Gaza să nu părăsească locuințele, să nu părăsească zona, pentru că în egală măsură cu ostatecii israelieni, cei 150, mai mult sau mai puțin, nu știm exact câți, care au fost răpiți sâmbătă în timpul incursiunii teroriste, reprezintă un mijloc de șantaj și totodată reprezintă acea populație civilă pe care Hamas o așteaptă ca intervenția israeliană să o decimeze, pentru că înțelegem cu toții, atacul terorist al Hamasului n-a fost un atac gratuit, a fost un atac care a avut ca scop aici brutalitatea, ferocitatea lui, să-i forțeze pe israelieni să intervină militar de o manieră determinată și să creeze o schimbare radicală a raporturilor de forțe în defavoarea Israelului pe plan internațional, dar mai ales în zona arabă, pentru că acolo Israelul încetul cu încetul începuse să-și normalizeze relațiile cu ceilalți. Acum, dacă se vor putea sau nu deplasa palestinienii este problematic, ați descris foarte bine situația, drumurile sunt bombardate, situația este gravă din punct de vedere umanitar, dar cel mai complicat lucru, pentru că până la urmă important este să părăsească Gaza, să părăsească orașul Gaza, cel mai important lucru ar fi ca Hamasul să le permită acest lucru și din informațiile pe care le avem nu prea se întâmplă asta. Revenind la ultimatum, este cert în acest moment că un astfel de ultimatum nu prefațează invazia terestră care acum este iminentă. Când credeți că se va declanșa aceasta și cum credeți că va arăta? Se va declanșa atunci când Israelul va considera că sunt toate condițiile pentru a putea să-și realizeze obiectivele fără să încalce legislația internațională privind războiul. Altfel, să știți că intervenția ar fi putut avea loc încă de multă vreme. Dar revin, Hamasul este pregătit pentru asta. Hamasul a intenționat acest lucru, deci nu va fi deloc simplu. Va fi o intervenție, o vedem deja, este pregătită aerian și cu artilerie, va fi o intervenție terestră masivă, care va însemna pierderi umane de ambele părți. Va fi foarte dificil pentru că e foarte probabil că Hamasul pregătește de multă vreme apărarea, există tuneluri peste tot. Nu știu dacă Israelul are toate informațiile necesare pentru a limita numărul de pierderi, dar nici nu are alternativă. Trebuie să atace, are sprijin internațional pentru a ataca și o va face în orice caz, dacă nu în următoarele ore, în următoarele zile, dar nu înainte de a se asigura că numărul de victime civile va fi minim. Domnule profesor, ce credeți că încearcă să facă secretarul de stat american Antony Blinken prin aceste vizite fulger începute astăzi în țările arabe? A fost deja în Iordania, în Qatar, urmează Arabia Saudită. Ceea ce încearcă și celelalte capitale occidentale, și anume să mențină cât de cât acordurile Abraham în funcțiune, atât cât se poate, să nu se ajungă într-o situație în care această activitate teroristă a Hamas să ducă la o schimbare a relațiilor cu Israelul, pentru că mai multe state încheiaseră deja
după 2019 înțelegeri diplomatice cu Israelul, ceea ce a provocat probabil această izbucnire de ură pe care am văzut-o sâmbătă a fost faptul că și Arabia Saudită se pregătea acest lucru. Iată de ce Israelul trebuie să fie cât se poate de rațional în acțiunea sa, dacă poate fi rațional, dar e obligatoriu ca acțiunile pe care le fac să rămână sub semnul rațiunii și nu al răzbunării, dincolo de retorica lui Benjamin Netanyahu. Și în fine, spuneți-mi, vă rog, domnule profesor, cât de mare este riscul de extindere a acestui conflict în acest moment? E greu de apreciat, va depinde de intervenția militară izraeliană, dar deja s-a extins. Deja există manifestații și acte de teroare și e doar început în statele europene, pentru că a fost și asta de ceea ce și-au dorit teroriștii de la Hamas. A fost nevoie doar de un fitil ca explozibilul să sară în aer. Domnule profesor, mulțumim foarte mult pentru toate aceste explicații. Când nimeni nu se aștepta, serviciile de informații ale Israelului, foarte apreciate în întreaga lume, au fost în mod clar prinse pe picior greșit de abilitatea Hamas de a străpunge apărarea la frontiera cu fâșia Gaza. Unele înregistrări video arată cum teroriștii s-au antrenat pentru atacul de sâmbătă în văzul tuturor, la mai puțin de un kilometru de granița fortificată a Israelului. Militanții Hamas, se vede chiar în imaginile filmate de ei, s-au pregătit temeinic și de multă vreme pentru valul de atacuri sângeroase începute sâmbătă. Și asta chiar în apropierea graniței cu Gaza, sub nasul Israelului. Într-una dintre înregistrări se vede cum teroriștii trag cu rachete și simulează invadarea unui kibuț israelian, reconstruit într-un poligon. Jurnaliștii CNN au analizat toate imaginile cu antrenamentele Hamas din ultimii 2 ani. Au descoperit astfel că în interiorul fâșiei Gaza aveau cel puțin 6 astfel de poligoane, unde își exersau tacticile cumplite. Unul dintre aceste locuri se află la numai 720 de metri de cel mai bine păzit loc de la frontiera cu Israel. Pe pereții taberei de instruire, care a fost ridicată într-un an și jumătate, erau pictate inclusiv simboluri ale inamicului. În plus, în alte înregistrări video difuzate de teroriști, se vede cum au exersat inclusiv răpirea ostaticilor sau chiar desantul cu parapanta. Thought of 2000 Hamas terrorists getting control of towns in southern Israel and overcoming a multi-billion dollar security system, I don't think was on anybody's radar screen in terms of possibilities. So I think the perception was that there was sufficient security in place and that that was going to protect the population, which it, in fact did not occur. În timp ce israelienii nu par să fi întreprins acțiuni militare preventive în zonă, iată cum își extindeau teroriștii baza de antrenament și pregăteau lansarea salvelor de rachete asupra teritoriului inamic. Faptul că Hamas s-a pregătit la vedere timp de cel puțin 2 ani ridică întrebări cu privire la motivul pentru care Israelul, care are cea mai sofisticată rețea de spionaj din Orientul Mijlociu, nu a reușit să prevină atacul îngrozitor de acum o săptămână. Is known for having a pound for pound very effective military. They're known for having one of the best intelligence services in the world. I think that's still true, but you got to call spade and spade, and this was a massive costly failure and Israel knows that. La o săptămână de la asaltul teroriștilor Hamas, încă apar imagini înfiorătoare din timpul sângeroaselor atacuri din apropierea graniței cu fâșia Gaza. Potrivit unor surse din presa israeliană, dintre cei aproape 160 de oameni răpiți în primele ore ale războiului, doar jumătate ar mai fi în viață. Atenție, urmează scene și detalii care vă pot afecta emoțional. Acestea sunt primele imagini difuzate de armata israeliană după atacul terorist petrecut în kibuțul Kfar Aza, în urmă cu aproape o săptămână. Aici, islamiștii au ucis 10 de localnici, inclusiv femei și copii. Tot armata a dat publicității fragmente de la o operațiune a forțelor speciale pentru eliberarea a 250 de ostatici reținuți de Hamas la un avanpost militar israelian în apropierea frontierei cu Gaza. A fost unul dintre episoadele dramatice ale luptelor cu teroriștii infiltrați pe 7 octombrie. Mai mulți atacatori au fost capturați în viață.
Între timp, militarii le-au permis jurnaliștilor să vadă locul unde cei din Hamas au măcelărit 260 de oameni și au luat ostatici la festivalul de muzică de lângă kibuțul Reim. Haosul încremenit al zonei făcea liniștea și mai apăsătoare, spun jurnaliștii. Potrivit acestora, nu puteai să nu te gândești la sutele de tineri care se distrau acolo, dansau, erau în corturi sau la terasă în urmă cu o săptămână. Nu puteai să nu-ți imaginezi cum au fugit cuprinși de panică, ori au încercat să se ascundă când teroriștii au înconjurat locul și au început să tragă. It's tense. From nowhere, soldiers start running. Shots are fired. Two now. The army are running. Down here, the press have been called forward. We know there's been incidents around this area for the throughout today. And something is definitely happening now. You can see the soldiers running. Au prins un suspect, înarmat cu un cuțit. Soldații l-au dezbrăcat pentru că s-au temut să nu poarte și o vestă cu explozibil. How did you get away? As I said, we just the autopilot, you know, pure instinct, and this is what I can say about myself. A lot of friends, a lot of people didn't make it. 10, 20, 30 seconds later, we hear the motorcycles arriving and shooting, the Kalashnikov shooting, and we thought that Osher is outside taking a pee and he's dead. Me and the other friend, Oren, stayed in the bunker. We hear shootings. We hear them shooting at the bus station. 5 motorcycles with 10 terrorists surrounded the bus station for approximately 5 to 7 minutes, shooting at fleeing cars that are leaving the festival and taking position there. And the only thing they didn't do is enter the bunker to check if anybody's inside. And we heard them speak Arabic outside, and we heard them shoot all the time, and we were afraid to death. Peter a fost barman la festivalul unde teroriștii Hamas au provocat o baie de sânge. We just left the car there, we walked inside of the gorge in order for, you know, to prevent or at least make it hard for the cars of the terrorists to go inside and follow us. All of this time you're hearing gunshots and the screaming from afar, and we saw a police officer after a few minutes walking inside of that gorge. We asked him, listen, what's happening? What are we doing? Where is your commander? He told us his commander and his whole squad is here fighting with terrorists. And we just go as far as we can, as fast as we can. And that's what we've did. And we walked for around 3 hours, like 11 or 12 kilometers. Patru tineri faimoși în lumea jocurilor video au acceptat să-și păcălească fanii la sugestia poliției. Câți dintre urmăritorii lor nu au fost atenți și le-au dat datele personale, vă lămuriți în câteva momente. Răsturnare de situație în cazul lui Ornel Harsene, fostul președinte social-democrat al Consiliului Județean Neamț. Condamnat definitiv în primăvară la 6 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție, politicianul ar putea fi trimis în țară să execute pedeapsa. Cel puțin asta a hotărât Curtea de Apel din Bari, care a admis punerea în executare a mandatului european de arestare emis pe numele lui Harsene după ce a fugit în Italia. Inițial, justiția din peninsulă refuzase cererea autorităților române, dar, susțin surse judiciare, instanța supremă de la Roma a hotărât reluarea procedurii de la zero. Aceeași instanță va trebui să decidă definitiv dacă Arsene va ajunge până la urmă sau nu într-o închisoare din România. Pe de altă parte, fostul lider PSD Prahova, Mircea Cosma, și fiul său, fostul deputat Vlad Cosma, răsuflă ușurați după ce Tribunalul Prahova a decis să le închidă un dosar de corupție pe motiv că a intervenit prescripția. Hotărârea nu este însă definitivă. Timp de un an, un elev de clasa a 10-a din Satu Mare a fost obligat de un traficant de droguri să-i vândă marfa în școală, iar dacă refuza, era amenințat cu bătaia. Adolescentul a scăpat din acest coșmar după ce o profesoară i-a aflat povestea și a anunțat poliția. Traficantul a fost arestat de DIICOT.
Individul care îl obliga pe elevul de 16 ani să vândă droguri altor adolescenți a fost prins de procurorii de ICOT în urma unui flagrant. O profesoară a cerut sprijinul autorităților. A observat schimbări în comportamentul lui și atunci l-a întrebat, oare vrei să vii să povestim și să-mi spui ceva? Copilul s-a deschis, ținea în el de câtva timp această stare de teamă din cauza unor amenințări venite din partea unor traficanți de droguri. Potrivit DICOT, elevul de 16 ani ar fi fost obligat să vândă droguri timp de un an. Băiatul a cumpărat inițial substanțe interzise, cel mai probabil pentru consumul propriu. Iar când traficantul a realizat că îl poate folosi pentru a face prin intermediul lui tranzacțiile, a început să îl amenințe cu bătaia. Adolescentul trebuia să facă vânzările în schimbul unei datorii fictive. Drogurile pe care traficantul le vindea prin intermediul elevului erau de tip cristal, printre cele mai ieftine, dar și mai periculoase. Sunt concepute astfel încât să imite efectele drogurilor tradiționale. În cazul unui consum foarte mare din această substanță, se poate ajunge la deces. Cei care se ocupă de combaterea traficului de droguri spun că metoda folosită de traficantul din satul mare este extrem de răspândită în rândul celor care au astfel de afaceri ilegale. Se începe cu o doză gratuită când se instalează un prag de dependență. Dealerii, bazându-se pe faptul că dependenții, minorii, adolescenții nu au posibilități materiale în mod constant, astfel îi pune să desfășoare anumite activități infracționale, precum ar fi distribuția de droguri. În condițiile în care adolescentul sau tânărul refuză să facă acest lucru, atunci intervin elemente de șantaj, precum ar fi amenințarea cu moartea. Un adolescent, pur și simplu, de cele mai multe ori ajunge să fie săgeată, să fie trimis de traficanți încoace și încolo să ducă droguri, să plătește cu sănătatea, cu libertatea. În acest caz, traficantul a fost arestat preventiv. 5.000 de copii au fost gata să-și divulge datele personale, dar și pe cele înscrise pe cardurile părinților, convinși că astfel vor câștiga premii oferite de 4 tineri cunoscuți în lumea jocurilor video. În realitate a fost vorba despre un experiment menit să demonstreze cât de vulnerabili sunt tinerii care petrec ore în șir pe internet. Totul a fost plănuit de Poliția Română și Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică. 4 tineri influenceri în lumea jocurilor video, care împreună au peste 60.000 de urmăritori, au fost cooptați de poliție și au acceptat să le întindă fanilor o capcană. Mai exact, să le testeze vigilența în fața unor posibile atacuri cibernetice. Utilizatorii au fost momiți să acceseze un link care îi direcționa pe o pagină de internet obscură, cu premii fantomă. Rezultatele au fost îngrijorătoare, mai ales că vorbim despre tineri care au noțiuni de informatică. Prima chestie de care te lovea era un vizual, care era, avea un text, era plin de greșeli gramaticale, cumva și asta trebuia să-ți atragă atenția, iar cumva la premiul de 1000 de lei aveai și un text foarte scurt, dăm datele contului tău bancar, iar eu o să-ți voi vira banii atunci când vei câștiga. Cu toate acestea, 5.000 de tineri au fost potențiale victime. Autoritățile spun că oricine poate fi ținta infractorilor digitali. Caz real, datele mele, banii mei. Suma este exact 157 de euro, bani pe care am depus pe o platformă de pe care poți să cumperi jocuri, aplicații, etc. Poliția Română avertizează că infractorii cibernetici profită acum de războaiele din Ucraina și Israel și au inventat o nouă metodă de furt. Anchetatorii o numesc escrocherie romantică, pentru că le vizează pe femeile singure, dornice să-și găsească perechea. Folosește pretextul acelui conflict și prezenței în teatru de operațiuni că nu poate să inițieze un apel video. De multe ori aceștia folosesc fotografii pe care le iau de pe internet. Ce se întâmplă acum în Israel cu Hamas, care, prin aplicații false downloadate de 1 milion de oameni, transmit mesaje către oameni la genul atac nuclear iminent. În weekendul acesta, tinerii și părinții care vor să-și testeze vigilența cibernetică sunt invitați la un eveniment organizat în acest sens la Palatul Parlamentului. Sfânta Paraschiva le aduce pace în suflet credincioșilor și bani în buzunar celor care se ocupă de uriașul pelerinaj. Cât de bune au fost încasările de anul acesta, vă spunem imediat. Cu o economie europeană slăbită și fabricile din țara noastră o duc tot mai greu. Potrivit specialiștilor în resurse umane, unele firme au anunțat concedieri pentru finalul anului, iar angajările sunt blocate pentru moment. În luna august, România a avut una dintre cele mai mari scăderi ale producției industriale, conform datelor Eurostat.
cu aproximativ 4.000 de firme de îmbrăcăminte și încălțăminte. Industria de confecții din România produce tot mai puțin, pe fondul unor comenzi scăzute. O fabrică din Roman a disponibilizat în ultimele luni peste 100 de angajați. În schimb, patronul unei firme din Botoșani, care face costume bărbătești, are în plan să-și mute producția în Maroc. Din tot ce se produce în România, se exportă 90% pe o piață globală. Situația din fabrici este, în primul rând, a comenzilor foarte mici. La fel de rău stau lucrurile și pentru angajații din fabricile care se ocupă cu prelucrarea lemnului. Potrivit datelor oficiale, anul trecut peste 53.200 de oameni munceau în industria mobilei, iar acum sunt cu aproape 3.000 mai puțini. În magazinele de profil, unii dintre manageri au renunțat la o parte din personalul auxiliar sau care se ocupă de vânzări. Să simte scăderea puternică a vânzărilor pe Germania. De asemenea, piața Angliei, cum spuneam, piețele scandinave sunt în scădere. Dependente și ele de comenzile de pe piața europeană, firmele producătoare de componente auto și-au redus volumele și au renunțat la o parte din oameni. Consumul a scăzut, astfel nici nu s-au mai putut realiza producția planificată. Marea majoritate a industriilor care sunt afectate de aceste măsuri sunt cele din industria de producție, fie că produc microcomponente sau produc componente pentru industria de mașini. Un studiu realizat recent, în rândul a 90 de companii private din sectoare precum retail, servicii financiare, industrie sau servicii externalizate, arată că aproximativ 20% dintre manageri iau în calcul micșorări de salarii, reduceri de beneficii și restructurări. 11% preconizează scăderea numărului de angajați. Atât angajatorii cât și angajații sunt mai precauți și nu schimbă atât de ușor locurile de muncă. Este posibil să vedem și un anumit nivel de restructurare, să zicem, sau de reducere a forței de muncă. Potrivit datelor Eurostat, producția industrială a scăzut cu 5,1% în zona euro și cu 4,4% în Uniunea Europeană în august, comparativ cu perioada similară din 2022. Irlanda, Slovenia, Estonia, Bulgaria, Lituania, țările de jos, Ungaria și România au înregistrat cel mai sever declin. Deși inflația este tot mai mică, de la o lună la alta sunt încă prețuri care cresc vertiginos. De exemplu, biletele de avion s-au scumpit în ultimul an cu aproape 25% și ocupă primul loc în topul scumpirilor. S-a ajuns aici și pentru că după pandemie oamenii s-au întors cu milioanele în aeroporturi. Pe de altă parte, aceste tarife enorme îi determină pe mulți să ia trenul sau autocarul. Potrivit Institutului Național de Statistică, transportul aerian este pe primul loc în lista scumpirilor din septembrie, comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Prețurile biletelor de avion au crescut în medie cu peste 24% în ultimul an, mai mult decât energia sau alimentele, care conduceau până acum în acest clasament. Mai scumpe cu cât e mai scumpă viața în general. Scumpirile sunt mai mari pe anumite rute, sunt semnificativ mai mari pe anumite rute față de altele. Cererea a fost foarte mare, bruscă. Alte motive la noi ar fi dispariția unuia dintre operatorii low cost. Ne referim aici la Blue Air, care a scos practic niște produs de pe raft. În aceste condiții, mulți se gândesc și la alte mijloace de transport atunci când trebuie să facă un drum lung. Mai bine e să merg cu trenul, pentru că mi se pare foarte scump să zbor în țară. De exemplu, un bilet până la Cluj, nu știu, cred că e 700-800 de lei și cu trenul dau vreo 200 maxim. Dacă vrem să vedem cum este mai convenabil ca preț, un factor important este distanța până la destinație. Am făcut o comparație între prețurile medii ale biletelor de avion pentru un pasager, conform unei platforme online, ale biletelor de autocar și costul combustibilului, dacă vorbim de o mașină care nu consumă foarte mult, adică 7 litri de benzină la 100 de kilometri. Dacă vrem să mergem până în Austria, de exemplu, ne costă 635 de lei cu avionul și aproximativ 500 de lei cu mașina sau autocarul. Până la Roma, pe avion dăm aproape la fel de mult ca pe autocar, iar cu mașina este și mai scump, 980 de lei. Însă este mult mai ieftin cu mașina sau cu autocarul dacă distanța este mai scurtă, chiar și de 4 ori mai ieftin, pentru Istanbul sau un oraș din țară, cum ar fi Cluj-Napoca. Sigur, mai trebuie luat în calcul un element foarte important, durata drumului, pentru că o călătorie cu avionul este evident mult mai scurtă, iar pentru unii, timpul înseamnă bani. Ștefana Todică, ProTV.
Primăriile au pus gând rău mașinilor parcate aproape de intersecții, pe trotuar sau chiar pe trecerile de pietoni. Numai din București au ridicat câteva mii pe parcursul anului, iar șoferii în culpă au primit amenzi considerabile. Este bine de știut și că vehiculele foarte uzate pot să ajungă la casat. În momentul de față, acest autoturism, prin poziția lui în staționare, pune în pericol atât siguranța pietonilor și totodată afectează fluența traficului rutier. Această mașină va primi o amendă cuprinsă între 580 de lei și 725. De la începutul acestui an, doar în sectorul 3 au fost ridicate peste 3000 de mașini parcate sau staționate neregulamentar. Pentru recuperarea acestora, proprietarii au achitat peste 1,5 milioane de lei. Alte 170 de mașini sunt în continuare aici, în depozitul primăriei sectorului 3, multe dintre ele abandonate. Ca să-și recupereze vehiculul, un șofer trebuie să achite în jur de 500 de lei, la care se adaugă câte 50 de lei pentru fiecare zi în care mașina este lăsată în depozit. Tarifele pot să difere însă, în funcție de sector. Un șofer care nu-și mai găsește mașina trebuie să sune la dispeceratul poliției locale de sector sau la numărul de urgență 112 ca să afle unde a fost dusă. Mașinile cu urme de uzură care par abandonate pot fi recuperate în câteva luni. Dacă nu se interesează nimeni de ele, riscă să ajungă la fier vechi. Logic, o lăsăm și pe trotuar pentru că nu avem alte soluții. De obicei nu, dar mai las când se poate. Unde se poate? Și din sectorul 4 au fost ridicate 7.000 de autoturisme. Au fost aplicate și 20.000 de amenzi, în valoare totală de 7 milioane de lei. Repede de tot, intră în magazin, cumpără, își lasă mașina. Altul mai uită să mai plece din locul ăla. Să le dea amendă de ușor atunci. Colim, ce să facem? Nici ei n-au unde să și le pună, așa că nu văd o soluție clară. În prezent, capitala are aproape 20.000 de locuri publice de parcare, la care se adaugă cele de reședință. Și în alte orașe, autoritățile locale au votat pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar. În Timișoara și Cluj, taxa ajunge la 500 de lei, în timp ce în Brașov este de 900 de lei. Mâine este ziua cea mare a sărbătorii Sfintei Paraschiva și finalul pelerinajului care a adus la Iași o mulțime de credincioși. Aproximativ 200 de mii s-au închinat până acum la racla cu moaște, iar până la încheiere organizatorii așteaptă 350 de mii. O mare de oameni care a adus bani frumoși comercianților, hotelierilor, primăriei și bisericii. În oraș, unii au căutat cazare pentru aceste zile și cu un an înainte, iar acum au avut buget de peste 1000 de lei pentru cumpărături. Mulți dintre credincioșii care ajung în pelerinaj la Iași de Sfânta Parascheva pleacă măcar cu un suvenir. Un bărbat a cumpărat veșminte pentru preotul din sat. Preotul nu prea chiar contează, 1800 de lei. Eu puteam să fiu mort, că am avut un accident. Mulțumesc, doamne, altă ca o jertfă. Bugetul alocat cumpărăturilor, au mărturisit mai mulți credincioși, este de câteva sute de lei. Conițe, miruri, poate fi în jur de 300-350. Noi am luat 500 la noi. Comercianții au marfă variată, de la brățări, prelocuri sau icoane și până la obiecte bisericești. Toate s-au vândut bine. Cred că am foarte mari. Da, am putea spune cred că în mii de bucăți. Vânzare fac și comercianții care nu sunt în perimetrul pelerinajului. Merge foarte bine vânzare. Sute de bucăți de ii, căciul la fel. Oamenii au cheltuit bani și pe lumânări, pomelnice sau au lăsat în cutia milei. Dacă fiecare dintre cei aproximativ 200 de mii de pelerini care s-au închinat până acum la racla cu moaștele Sfintei Parascheva a cumpărat măcar o lumânare, care costă 1 leu și 50 de bani, s-au adunat 300 de mii de lei. Există obiceiul ca pe lângă un pomelnic, uneori, nu tot timpul, oamenii să lase și o mică donație. Se întorc tot în folosul oamenilor. În bugetul orașului ajung, numai din chiria încasată de primărie de la comercianți, 832 de mii de lei. Aduce beneficii pentru ceea ce înseamnă economia acestui oraș, atât din punct de vedere al încasărilor la bugetul local, cât și din perspectiva încasărilor la nivel de agenții economici. De pildă, o noapte de cazare costă între 100 și 750 de lei, iar cele 90 de hoteluri, hosteluri și pensiuni din Iași sunt pline. Dar șirul de pelerin crește de la o oră la alta, între ei și un tânăr plin de speranțe. Am venit prima dată în vara acestui an, unde am cunoscut o domnișoară frumoasă aici la Iași și sper să o revăd acum a doua oară.
Câțiva credincioși din Polonia au venit la Iași ca să trăiască experiența pelerinajului de la noi. La ei nu au auzit atât de multe despre Sfânta Parascheva. Maybe in Poland she's not as well known as here in Romania. Mâine este hramul cuvioasei Parascheva. Slujba Sfintei Liturghii va avea loc pe pietonalul Ștefan cel Mare din centrul orașului și va fi oficiată de Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei. La final, primăria va împărți peste 40.000 de sarmale. Ne pregătim pentru ultimul weekend cu soare pe litoral. Deja cele 24 de grade Celsius din termometre i-au convins pe mulți să mai vadă o dată marea până încep ploile de toamnă. Încă sunt deschise peste 80 de hoteluri și, potrivit administratorilor, 70% dintre camere sunt ocupate. Deși marea are numai 18 grade Celsius, încă sunt turiști care se încumetă să facă o baie. Această familie din Ploiești a venit într-o vacanță scurtă, ca să își serbeze copiii, ambii născuți astăzi. Cum te-ați ales marea, acum, toamna? Ei au decis lucrul ăsta. Sărbătoriții? Da, sărbătoriții, da. Ați intrat în apă? Am intrat, da. Este un pic cam rece. Cum în apă nu poți să stai o veșnicie. Cel mic și-a ocupat timpul cu un castel de nisip. E greu? Da. Îți place la mare? Da. Briza, în schimb, este blândă, iar temperatura peste cea normală pentru luna octombrie. Așa că oamenii vor pleca acasă cu un bronz de toamnă. Este temperatura ideală din punctul meu de vedere, pentru că vara este prea cald și nu-mi place, dar e minunat în rest. Am prins, cred că, ultimele zile superbe la mare. Și weekendul ăsta va fi super. Pe litoral în weekend se vor înregistra 24 de grade Celsius, vântul abia dacă își va face simțită prezența, iar soarele va străluci întreaga zi. Așadar, o vreme numai bună pentru o plimbare pe malul mării. 85 de hoteluri sunt încă deschise pe întreg litoralul, cele mai multe în Mamaia și Eforie Nord. În acest weekend suntem ocupați 70%. Tarifele pornesc de la 250 de lei pe noapte, cameră dublă cu mic dejun inclus. În schimb, restaurantele din Mamaia s-au închis, în mare parte. Funcționează doar câteva terase din portul Tomis. Gătim rapale în sos de vin, borș de pește, pește pe plită. E încă o vară indiană, e călduț și atunci o plăcere. Tot în Constanța, în acest weekend, sunt anunțate și petreceri pe plajă. Ne axăm doar pe zi, având în vedere că noaptea e mai friguț. Șezlongurile încă le avem pe plajă, sunt libere pentru toată lumea. O noapte de cazare în Mamaia pornește de la 154 de lei la 3 stele, în timp ce în Eforie Nord veți plăti puțin peste 100. La 4 stele, tarifele sar de 240 de lei, camera dublă, cu mic dejun inclus. Pe lângă deșeurile provenite din produsele electrocasnice și electronice de mari dimensiuni, care sunt reciclate corespunzător, în locuințele noastre sunt și așa numitele deșeuri invizibile, cărora nu le dăm importanță, dar nici nu scăpăm de ele. Intră aici periuța de dinți electrică, prăjitorul de pâine sau uscătorul de păr. Conform Națiunilor Unite, o persoană generează peste 500 de kilograme de deșeuri electrice de-a lungul vieții. Produsele electronice de mici dimensiuni sunt din ce în ce mai des întâlnite în fiecare casă. Cel puțin 13 echipamente electrice sau electronice stricate sau scoase din uz sunt puse la păstrare în sertare. Conform Națiunilor Unite, o persoană generează 8 kg de deșeuri electrice în fiecare an. Dacă numărăm dispozitivele care pot deveni deșeuri electrice invizibile, depășim 100 într-o casă. De exemplu, în bucătărie avem mixerul, prăjitorul de pâine sau mașina de copt. În camera de zi găsim boxe, consolă video și aspirator robot. În dormitor, ceasul, telecomanda sau încărcătoarele pot deveni deșeuri electrice invizibile. În baie avem probabil cele mai multe deșeuri. Periuța de dinți electrică, aparatul de ras, epilatorul și dispozitivele de coafat. Iar lista continuă cu jucării, țigări electronice, bormașină, aspirator de firimituri, cu baterii sau fir. Toate acestea sunt considerate deșeuri electrice invizibile, pentru că nu ne gândim că pot fi reciclate. Așa că, în final, sfârșesc la groapa de gunoi. Potrivit unui studiu al Institutului Națiunilor Unite pentru Formare și Cercetare, 950 de milioane de kilograme de cabluri considerate deșeuri puteau încercui planeta de 107 ori. În România, oamenii pot preda spre reciclare echipamente electrice și electronice gratuit. Am construit un sistem special de colectare pentru aceste deșeuri, o cutie de carton de dimensiuni mici care poate să stea în casă fiecărui cetățean, cutie care este distribuită în mod gratuit de către noi. Cei care vor să recicleze un produs electronic îl pot duce și în magazinele de electrocasnice, mai ales că cetățenii din România plătesc și o taxă de reciclare și colectare. Venim în sprijinul clientului pentru a prelua aceste echipamente,
vechi și a le preda către firmele partenere ale noastre pentru a le recicla. De exemplu, pentru un aspirator plătim o taxă de colectare și reciclare de 6 lei, iar pentru o periuță de dinți electrică, 1 leu. 5 castori extrem de simpatici întregesc mai nou peisajul londonez. Cu ce scop au ajuns în capitala Regatului Unit, vă spunem după o scurtă pauză. Londra este unul dintre cele mai impunătoare orașe ale lumii, dar nu le are chiar pe toate. Pentru a suplini unul dintre lipsurile majore ale capitalei britanice, pe un râu a fost adusă o familie de 5 castori. Rozătoarele au revenit în ecosistemul londonez după 400 de ani de la dispariția lor completă din zonă, iar specialiștii care au avut ideea spun că vor aduce numai beneficii. Vor transforma peisajul, vor construi faimoasele lor diguri, iar asta va reduce riscul de inundații în zonă. Familia de castori provine din Scoția. Noutățile din sport le aflăm de la Ramona Păun. Bună seara, Ramona! Bună seara, Andreea! Bună seara tuturor! Șansă mare irosită de România. Iordănescu este atacat după egalul cu Belarus și drumul naționalei spre Euro se complică. Lovitură grea pentru Rapid. Ce atacant s-a accidentat grav și nu va mai juca în acest an. Și povestea românului care vrea să ajungă un mare campion după ce a stat 3 luni în comă. Imediat la sport! România s-a împiedicat în gropile de la Budapesta în drumul spre Euro, iar Iordănescu e criticat de jucătorii din generația de aur pentru jocul naționalei. Lovitură grea pentru rapidiști. Omul lor de gol s-a rupt la națională și nu va mai juca fotbal în acest an. Burleanu și Stoichiță, șefi de galerie la Budapesta. Cel mai mare fan al naționalei nu pleacă nicăieri fără biletul talisman de la Mondialul din 94. Boc e gata să bată din nou toba pentru românce, pe cine pariază tecău la Transilvania Open. Dinamoviștii s-au întors în curtea școlii și le-au promis copiilor că echipa nu va retrograda. Momente incredibile pentru Messi și Neymar. Argentinianul a fost scuipat de un adversar. Provocare pentru Ana Maria Prodan. I s-a propus cel mai trăznit transfer. Ce surpriză i-a pregătit Moroșanu, băiatului care luptă să-și revină după ce a stat 3 luni în comă. Și omul care a reinventat basketul. A marcat 33 de puncte cu o singură aruncare. Cum o să fie vremea în acest sfârșit de săptămână, ne spune Iulia Pârlea. Bună seara, Iulia! Bună seara, Andreea! Bun găsit tuturor! Mâine avem o zi foarte frumoasă, cu soare și temperaturi neobișnuit de mari pentru data din calendar. În sudul țării se vor atinge 28, poate chiar 29 de grade. Duminică, în vest, în nord și prin centru, se schimbă vremea, temperaturile scad accentuat și vin ploile. În Bucovina vor fi cel mult 14 grade, în rest avem încă o zi însorită și caldă. Să știți că de luni se răcește în toată țara. Dar vă spun mai multe imediat după sport. Mulțumesc, Iulia, doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Pe site-ul nostru, știrileprotv.ro, găsiți informații actualizate despre situația din Israel. La ProTV urmează sport, vremea și vocea României. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un weekend excelent.